o fost dată, când a fost nevastă mi-a plecat la Herculane. Eu am moșit-o la 11 noaptea pe măsa. De lui, frumos, frumos. Unul seamănă cu mama, unul cu tata? Tata. Bazil! Bazil. Bazil! Mă cheamă Bazil. N-aveți cu ce ne luăm noi, Bazil. Soarele lumimii, ia. Hai să-ți vadă ochii aia frumoși, mama. Eu sunt Bazil. Așa, Mimi. Așa. Să meargă angajații cu el să dea de mâncare la, în munți acolo la Reșița, când era la servici. Uh-huh. Așa, uite, ți-am adus gălezi goală. Cu sacul ăla te descurci, nu? Da, păi am făcut mâncare. Mera, e aici? Da. Na. Le-am pus plase acum. Cum am făcut plasele așa, am dat 10 milioane la toți. Da. Ce să spun? Bravo! Bravo, puiule! Bravo, dragul meu! Bravo, puiul meu! Bravo! Arată rău, Canierze, este. Cine
Să-l pun pe pădor. Păi dacă o freză cu tot. Și pe droaia aia de acolo din cușcă. 2.900.000 de toți, 2 câini. Și câți mai ești de tuns aici? Uite, ăsta e de tuns. Și acolo, uite. Ce-i mă? Ce-i mă frumosule, mă? Hai, da, pune-i, da. Tuțu e cam așa, ăla cu maro al meu. Și frate se un pic mai mic. Da. Uite, asta e o cățelușă. Nu-ncercat. De bucurie. Spune tu, cu ce-i de vină? Achita lui tata, fetița lui tata. Eu am făcut pișulică la mine pale. Da, lui tata. Mâncă tata pe ea. Tița-tița lui tata. Și tița-tița. Da, lui tata. Da, cu tata. Haideți un pic și invers, că e chiar contra luminății, nu se vede cât e de frumoasă. Așa. Achita. Achita lui tata. Azi că se mișe niște poze pe WhatsApp. Cu ea, să vezi, cu pălărioară făcută, cu... O mai fost un tip care face poze, știi? Și am dat ăsta userul și parola. Să mi le încarce pe ăsta, pe casa lui Blechi. Și-l cheamă Costică. Costică.
primarul i-am luat de la veceu, că a zis primarul că dă în aia mea că poasă moare. Și că încă aia 8 de dincolo, care e filmat acolo. Dar astea au fost mici ca pumne. Ești frumos. Da. Fițele, fetițele, tică. Păi dar cine iubește pe ei? Păi da. Bravo. Mai taie din iarbă, că era așa, că Radul filmează, nu știu ce. Gata, tot 4 strade. Na, ia ziceți-mi, cum vă zice? Mie, Munteanul Iulian, nu toată lumea mă știe ca Sasha. Și ce faceți aici cu acești câini frumoși? Ce să facem, ce să fac, am grijă de ei. Dimineața la... Îmi plăcit că bag bani aici ca să le fie cât mai bine. Ajut. Vin de dimineață, plec la 2, vin la 7, la 18 și plec la 23. Cam ăsta e programul, asta e zilnic. Ori Paște, ori Crăciun, ori bate vântul, ori ninge, ori soare. Ce să mai zic? Spăl gălețile de mâncare, spăl parfurile, le dau mâncare dimineața, le dau mâncare seara. Mături, excrementele... Luați-le în brațe un pic, abia apucă. El e obișnuit cu... adică ea că e obișnuit. Cum o cheamă? Akita. Akita. De când vii, dragi căței? Era de când eram mic, dar multă vreme nu m-am ocupat de ei, că n-am avut când. Când am fost student, n-aveam cum. Când am fost la lucru, multă vreme eram tot pe teren, n-aveam cum și... Ce ați lucrat? Eu am fost la Aqua Caraș, la departamentul de, cum se zice, de proiectare patrimoniu. De fapt, l-am coordonat. Păi dați-mi mie pe Akita, Eu vi-l dau. Dați? Eu vi-l dau. Uite ce scump e. E o fetiță. E fetiță, da. Și tu, și voi sunteți scumpi, da. Și voi, da. Păi astea sunt condiții de lux. Cred că o duc bine câine aici. Câte, povestiți-mi, câte remize sau cum sunt astea? Țarcurile. Da. Țarcurile sunt 16. Foi. 16 țarcuri, 102 câini. Da. Și atunci... Mâncare îmi trebuie foarte multă, atâția câini. Da. Ce să mai zic? Păi dimineața îi controlez să văd dacă tot sunt în ordine, nu știu ce, dacă e o problemă, chem veterinarul, după aceea le mai schimb apa dacă este cazul și după aceea încep să fac curățenia. Și asta o fac până la 12. 12, după aia iară, până să faci curățenie. Și printre altele mă opresc în câte un țarc din când în când ca să mă joc cu ei, ca să socializez. Sunt mulți.
se mângâie, tot. Mă joc cu ei. Și nu vă ajută lumea din Ceacova? Nu, n-a venit nimeni să ne ajute. Mai e un băiat care vine din două în două zile și în principal schimbă apa seara complet toate, că sunt vreo 40 de găleți, dacă nu mă înșel, de schimbat. Tica, 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 achita. În orice caz e foarte mult lucru cu ei, foarte mult lucru cu ei. Ce să faci? Sunt și ei suflete. Azi de pe stradă, uneori scheletici. Dar ce-am fi dacă n-ar fi ei? Ce-ați face dacă n-ar fi căței? I-am inventat Dumnezeu. Asta e vorba mea. Asta e vorba mea. Nu, nu, nu. Asta e vorba mea. 19. Nu. A, deci nu ăștia toți. Mai aveți? Am 19, da. Nici eu, nici el nu a avut niciun câine de acasă de la noi. Făceam cu 3 câini și ăștia care îi vedeți că sunt toți din Ceacova, că domnul primar și cu domnul vice spune că am adus de pe sate. Dacă ei aduc vreun martor sau o poză că eu am adus vreun câine de pe sat, eu le dau la fiecare câte 1000 de euro. Ca să înțeleagă. Că mă vede lumea că mă opresc pe la Jebel sau unde mă opresc și văd niște câini nevoiași și le dau de mâncare, eu una să le dai de mâncare și una să-i purci în mașină să-i aduci aici. Sunt destui câini în Ceacova, nu mai aduc din alte părți. Și el e baza aici. Un om care stă 10 ore la pensie să aibă grijă de câinii Ceacovei, dar iubește ce face. Mă înțelegeți? Dar în comuna asta nu sunt oameni care iubesc. Au venit, au făcut poze, au plecat, au zis că mai vin să ne ajute, nimic. Nici nu. Cine mai vine e un băiat Cosmin care pleacă dimineața la 6, vine seara la 8. Ce poți pretenții să ai? Vine, schimbă niște găleți de apă și atât. Și sâmbătă, duminică, mai adună și el niște rahați, mai mută una alta. Dar nu poate omul, că să te scoți de dimineața de la 6, să vii seara la 8 înapoi la Ceacova cu autobuzul, nu se poate face multe lucruri aici. Aici ar trebui să vină cu inițiativă, eu i-aș preda la niște băieți tinerei de 25, 30, 35 de ani, fâșneți, că aici nu-i inventar, nu-i firmă, nu-i fabrică, nu se produce și nu se fac bani. Aici e un hobby, ca pescuitul, ca vânătoarea, ca alte chestii, mă înțelegeți. Deci, trebuie să-ți placă, trebuie să iubești și câinii, te și simți. Ați văzut cum ați intrat ăla negru de la poartă, ăla, dacă intră acum portarul ăla, îl mușcă. Dacă intră cineva, îl mușcă. Dar simte omul, simte, câinele simte omul. Asta e toată treaba. Deci, trebuie să-ți și placă. Nu, aici nu există că vii și faci că ți iese ceva. N-are ce să-ți iese. Uitați câte iarbă-i de tuls aici, plus dincolo. E benzină, e timp, e om plătit. Și altele și altele. Uitați câte plase sunt aici. Păi numai pe plasele astea am dat 11 milioane și ceva acum, într-o săptămână. Plus țarcurile astea sunt făcute acum noi și închis tot aici, de jur împrejur, să nu mai avem treabă cu nimeni, că ziceau niște vecini pe aici că le-au mâncat găinii, dar nu erau câinii noștri, le-am arătat și poze și filmări. Dar în fine, ca să nu avem discuții cu nimeni, am închis și aici și dacă ne ajută Dumnezeu, mai închidem și porțiunea de acolo ca să îi putem scoate și pe ceilalți în fiecare zi câte o tură să se mai plimbe, să mai dezarmosească, că sunt prea mulți câini acolo într-un sat și să vedem cum facem. Că nu poți să-i bagi mulți într-un țar, că nu sunt compatibili și s-o moară între ei. Și aici să duc cel puțin
3 saci de pâine, 3 saci de boabe pe zi. Faceți un calcul cât, câți bani costă. Asta e treaba. Și muncă multă. Tot timpul e de lucru aici. Nici nu ajungi la un țarc, că dincolo iarăși sunt probleme. Trebuie unse ușile, că bate ploaia, bate ăsta, să înțepenesc, să rup, trebuie sudate, trebuie o grămadă. Trebuie zugrăvit, trebuie puse rine acolo, că acum că vine toamna. Aici 75% câini crescuți aici, abandonați pe stradă, în localitate. Puțini sunt mai vârstnici care au fost pe stradă. De câți ani? Care e cel mai în vârstă? Acolo avem pe Alex, ăla șchiopul era din centru, l-am luat, și celălalt care a scăpat de la Caritas. Și, și câți ani au? Păi au în jur de vreo 6-7 ani. Deci când ați început aici, da? Acum 3 ani. 3 ani. Acum 3 ani. Și mi se pare corect ca noi, care ne ocupăm de câinii localității, nu beneficiem de nimica și să mai plătim și curentul 10 milioane pe lună. Acum au mai crescut. Hai, nu mă... Să nu-i, doamna Rodica, să filmăm ăsta de pe telefon, factura de curent și ordinul de plată. Că e o chestie foarte importantă. Doamne, scumpă, mică. Să vadă ăștia de la prefectură că noi am ajuns să plătim pentru primăria Ceacova, pentru câinii comunei Ceacova, să plătim și curentul. Bună. Nu se poate. Bună. Mă bucur că se prind pomii ăștia, așa cum s-a mai pus și fructificat asta aici, am pus un cai, sunt mai uscat. În jos? Hai că vă duc și acolo să-i vedeți. Așa. Bravo. Nu-i frumos? Tot e frumos. Un soi de duminică. Cumva.
Împreună cu tine. Gata. Gata, frumoșilor. Gata. 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 Asta și cu aia galbenă stras. Da, cu tata. Machi. Machi. Da, cu tata. Da.